Guvernul a aprobat alocarea sumei de 12,6 milioane de lei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015, fonduri destinate plății venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Complexul Energetic Oltenia. Venitul de completare se va acorda lunar pe perioade stabilite diferențiat în funcție de vechimea în muncă, respectiv 12 luni pentru persoanele care au o vechime cuprinsă între 3 și 10 ani, 20 de luni pentru persoanele cu o vechime cuprinsă între 10 și 15 ani, 22 de luni pentru salariații care au o vechime de 15-25 de ani și 24 de luni pentru angajații care au cel puțin 25 de ani de muncă. Acest venit lunar de completare se adaugă indemnizației de șomaj. Măsura concedierii colective vizează 2133 de salariați, potrivit planului de disponibilizare aprobat. La data elaborării planului, societatea avea 18424 de salariați. Motivul invocat de administrație pentru disponibilizarea colectivă de personal este eficientizarea activității CEO.